Și când a văzut că Lazlovic a zis, a apucat să zică măcar mai omorât. S-au fugit încă. Dar n-a zis măcar mai omorât. Nu, nimic, au fugit, n-am știut așa ceva, numai atâta când am ieșit din pădure. De, era, și ceilalți doi? Ceilalți doi, când fugit, văzut? O luat copilul meu și a fugit cu el, nu și eu. Ei n-au mai dat, numai el dădea. Nu, că deci toți au fugit, aproape în același timp. Nu, eu vă întreb, toți trei dădeau în dumneavoastră, da, să numai el. Toți trei. Când am dat cu cuțitul, ceilalți doi au fugit. Și el a fugit. Aha. Și el a fugit. Cu copil, cu tot? El a fugit într-o parte și el cealaltă în altă parte. Cu copil? Cu copil. La copilul ăsta a strigat, fugi acasă, fugi de aici, fugi, du-te, să nu... Eu știam ce iau ei, da. Ați mai fost conștient, ați mai putut striga? Păi, eu știu cum a strigat, sau cum n-a strigat, că atâta știu că am fugit, până mai am văzut că cobora spre și eu, și pe urmă am fugit la miliție. Copilul și acela... La sotus acasă. La sotus acasă. Nu, unde este acum copilul acela? Păi nu, și prin vis s-a lucrat pe la armată. Cum îl cheamă? Gotea. Domnul Gotea? El își aduce aminte de la 7 ani, probabil. Da, n-a rămas traumatizat, deci totuși a asistat la moartea unui om. Nu știu, că a fost chemați atunci de procurator. Și ceilalți doi? Păi... Trăiesc? Cum să... Au fost pentru lovire cercetați sau nu? Asta nu mai pot să știu. Nu știți? Deci nu au fost cercetați și eu n-am făcut nicio reclamație. Dacă dumneavoastră ne-ați depus reclamație, înseamnă că nu s-au mișcat lucrurile. Asta nu știu. Da. Și v-ați ales, iată, cu omorârea unui om, fără să vreți. Din, cum se zice, nu din culpă, nu știu, deci din în apărarea dumneavoastră. V-ați apărat viața dumneavoastră și... La copiilor. Și a copiilor. Eu nu știam ce vreau ei. Asta, adică, cineva la tine și te apucă cu băuta și îți dai... A fost prima dată când și-a arătat intenția de a lua copilul, știind că legea vi l-a prima dată. Prima dată. Nu v-au mai zis, lasă-ne și nou copilul, dar legea l-a dat și lor copilul câte o zi. El mamei, se meargă sâmbătă. Asta, dacă vinea să-l caut, n-avem sufletul ăla, pot să o opresc, să nu vină să-l vadă. Foarte, foarte urât. Păi, 20 de ani. Nici acum, domnule, după atâția ani, nu merge să-l vadă ce face mamă sa. Da, deci, copilul practic e în viață. Nu acum, acum 10 ani nu merge să vadă ce face. Ce cu copilul dumneavoastră? Am înțeles că l-ați crescut cum ați putut, că a învățat bine, dar l-ați pierdut la un moment dat. Adică, în sensul că a avut probleme și acum nu mai își găsește serviciu. Cu criza asta, probabil. Poate să-și găsească, totuși, până la urmă. Meseriașul e bun. Bine, la cine a lucrat, în toți mi l-au lăudat. Și dumneavoastră am înțeles că lucrați strungar, dar la carmorat. Da. Și vă seamănă, e cu șuluburile cu astea? El e cu sudură, el sudorul. A, deci tot, tot în meserie de meseriaș, cum se zice, în mecanici, în astea. Ce vreau să vă mai întreb și chiar ne ducem acasă, că avem și noi treabă. Familia aceasta, Simionca, Alexandru, de ce ei și-au pierdut un copil? Da. L-am văzut și noi în poze pe tânărul acela. Era un tânăr la 17 ani, care nu știu dacă el era violența, l-ați cunoscut? Păi, cunoscut ca era nepot, era cumat. Dar era violent sau nu? N-am avut probleme. Era bețiv, era... Eu nu știu să fi fost. Deci a fost conjunctura, ce l-a făcut să vină să se răspună? Eu cred că părinții. Părinții l-au trimis. E altceva, cum, pentru ce? Și încă cu doi prieteni sau neamuri sau cine au fost, nu pot să-i... Erau și neamuri. Păi ăia băieții și-au fost. Erau neamuri. Unul a fost cumnat, mi se pare... Tot cumnat. Cumnat după sora lui... Și unul, ce știu, văr sau... Da. Tot de acolo, din satul lui. Ca să trecem, acum eu am întrebat foarte clar pe acești doi părinți care și-au pierdut copilul acum 20 de ani. De ce doar acum îi deranjează? După 20 de ani, de ce scormonesc acum atât de tare trecutul? Pentru a scoate scântei care nu se știe pe cine vor arde, poate chiar pe ei, atenție. Și am întrebat de ce. Am spus așa, păi domnule, e posibil ca un criminal să stea în libertate după 20 de ani? Zic, doamne, nu e posibil, dar chiar e... Da, domnule, l-a omorât, a recunoscut el că e criminal. Și are, cum, a spus că e criminal? Da, domnule, s-a dus cu cuțitul. O să vedeți ce o să spun în emisiune, doamna, că eu o să întreb și o să o rog să-mi redea exact ce mi-a spus și el. Și zic, dar de fapt, ce vă deranjează mai tare? Faptul că v-ați pierdut copilul sau faptul că vrea să vândă apartamentul? Păi cum, domnule, să vândă apartamentul ăla șaficei noastre? Deci, o deranjează și că și-a pierdut copilul, clar, dar și faptul că dumneavoastră vreți să-i vindeți apartamentul. Ce-i cu apartamentul ăsta? Deci ați avut un apartament comun de pe vremea când erați căsătorit. Deci, cumpărat de pe vremea căsătoriei, asta vă întreb. Nu.
Eu n-am putut să cumpăr apartamentul pentru că n-am avut sentință definitivă. Nu mi-l vându nimeni. Deci locuiați în Bistrița, asta mă întreb, împreună? Da. Nu. Înainte de a vă certa, în acei 5 ani unde ați locuit? Împreună, cum să? Dar unde? În Bistrița. În Bistrița. Într-un apartament pe Gheorghe Pop de Băsești. Da. Cu ea. Și apartamentul era cumpărat sau erați în chirie? Era în chirie. Ca la stat, doar la Ceaușescu. Da, asta nu m-a... După ce a plecat ea din apartament și după ce s-a pronunțat divorțul, ați cumpărat apartamentul sau când era ea în casă? Nu era în casă. Când am primit după sentința evacuare. Aceasta definitivă. După sentința aceasta definitivă. Cu evacuarea ei, că îi scrie. Cu asta, atunci am putut... Am înțeles. Și l-ați cumpărat pe dumneavoastră. Sigur. Fără asta nu puteam să-l cumpăr. Nu, că ea era evacuată din apartament. Da, fără sentința asta definitivă nu puteam să-l cumpăr. Și l-ați cumpărat pe numele dumneavoastră. Și de ce vreți să-l vindeți acum zilele acestea? Ficiorul. Aveți cumpărător? Ficiorul nu mai poate plăti și... A, deci l-ați lăsat să stea, că mi-a să locuiți la țară. Da, normal. Locuiți aici la Ruștior? De cât ăsta ai? Era, dacă el putea să-l întrețină și să ăsta ne... Nu l-ați. Era... Și dacă noi îl întrebăm pe fecior și el ne spune că nu vrea să-l vândă, cum e? Păi dacă e loc vândut, i-am și loc garsonieră. E vândut deja? I-am și loc garsonieră. A, deci e vândut apartament. Dar cum? Și cu cât l-ați dat? Da, păi... Peste un miliard. Importanță, nu. Dar... L-ați dat de 2-3 ani, de cât timp? Nu, acum l-am dat, dar de unde miliard? Cine-ți mai dă miliard? Apartament, nu făcut nimic, totuși. Nu v-a făcut nimic în el, domnule. Dar ați luat o garsonieră și v-a mai rămas ceva? Păi... Am înțeles. Și băiatul acum locuiește în garsonieră? Da. Pe Panaia Cernă? Nu? Sau acolo a fost apartamentul, în zona aceea, pe Panaia Cernă? Pe Pop de Băsăște. Panaia Cernă e în față, Pop de Băsăște, deci o stradă cu două... Nu știu, din întâmplare știu foarte bine strada. Deci acolo ați locuit. Și nu mai locuiește acolo băiatul? Nu. Că părinții nici nu știu bunicii. Da, și deranjează că e de la 7 ani, nu i-ați lăsat să-și vadă nepotul, e adevărat? Nu e adevărat. Nu le-ați interzis. Dar nu știu atunci de ce spune lucrurile astea, că de la 7 ani nu și-au mai văzut nepotul. Dar cine i-a oprit? Și eu întreb asta. Cine i-a oprit? Le-ați... Dumneavoastră, cică. Cine? Dar cum? Am stat, i-am fost la lucru. Cine i-a oprit? Băiatul a fost la școală. A fost... Nu știu, eu nu pot să dar înțeleg și să pricep dar, cu niște bunici, nu sunt curios și atâția ani să-l vadă nepotul. Dar cum să-l pot opri? Eu de la lucru, de la serviciu să-l pot opri, stau cu bota în copil să-l opresc. Chiar. Sau dacă să fi venit, domnule, uite, vin la poliție și mă duc, domnule, vreau să văd nepotul, vreau să văd copilul. Nu puteați să... Dar cum să refuz? Dar cum să refuz așa ceva? E căsătorit băiatul dumneavoastră sau nu? Are totuși 27 de ani, da? Are timp încă, acum e altă modă. Și dumneavoastră v-ați recăsătorit, v-ați refăcut viața? Da. Vă înțelegeți bine cu soția? Foarte bine. Asta e bine. Și aveți și am înțeles și un băiețel. Un băiețel de 9 ani. Să vă trăiască. Și doamna are și ea, bănesc, copii din căsătoria anterioară. Câți are, mulți? 3. Și locuiesc aici toți... Unul mai locuiește aici, care sunt surat, o fată imoritate la... Separat, nu? Încolo. În casele acelea mari frumoase, da? Și nu aici. Nu, mare, nu este de aici. E tot mare. Păi... Da, mă rog. Da, păi, la o altă suntem, nu? Da? Deci vă înțelegeți bine cu, nu, cu nu toții. Spune. Și lucrați împreună și munciți și banii și toate... Păi... Domnule, o familie trebuie să fie unită. Așa este. Văd aici o carte de matematică, vă lucrați la întâi, da? Și părinte chiar băiatele dumneavoastră. Dică nu vorbeam de ea, acum e pe a treia. Și învață bine? Da. Premiat. Premiat. Asta e important să învețe bine. Păi... Domnule Bucilă, mai aveți ceva de spus? Eu nimic. Vă doresc sănătate. Vă mulțumim noi că ne-ați primit în casă.